Suntem acasă din nou la Cristina Lefter în București. Alături de mine este tatăl Cristinei și cu această ocazie din nou vrem să vă mulțumim pentru toate donațiile dumneavoastră făcute până în momentul de față pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Faptul că sunt astăzi aici acasă în București la Cristina alături de tatăl ei este o confirmare că donațiile dumneavoastră ajung la destinație. Cristina a trecut printr-o operație foarte complicată la inimă, a rămas din păcate paralizată. Puteți cunoaște povestea ei pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro și de mai bine de 2 ani de zile se află în atenția asociației noastre pentru a putea să-și plătească toate recuperările, pampers, tratamente și tot ceea ce are nevoie, pentru că familia modestă din care face parte nu poate să suporte asemenea costuri lunare care ajung la 6.000, 7.000 de lei și așa mai departe pe lună. Aș vrea acum să rog pe tatăl Cristinei să transmită un mesaj de mulțumire pentru toți cei care ați donat pe site-ul nostru în toată această perioadă. Mă numesc Lefter Marian, tatăl Lefter Cristina Adriana, în vârstă de 19 ani și 8 luni. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, oameni buni, că de 2 ani de zile sunteți alături de fetița mea. Pe fiecare lună, domnii de la Asociația Speranță pentru România îmi trimite bani, 5.000, de 5.000, 6.000. Depinde cum ai nevoie. Cât este nevoie pentru terapii, kinetoterapie, logopedie, reflexoterapie, pampers, areze, medicamente. Dumnezeu să vă ajute, oameni buni, fără ajutorul dumneavoastră nu reușeam. Că sunt aproape 7 ani de când fetița mea e paralizată și nimeni nu m-a ajutat decât dumneavoastră, cei de la Asociația Speranța pentru România. Dumnezeu să vă ajute și multă sănătate vă doresc și vă promit că prima ocazie fetița mea încearcă să vorbească, o să o las pe ea să vorbească cu domnul care este de la Asociația Speranță, care vine aproape tot timpul la noi. Dragilor, campania pentru Cristina continuă pe site-ul nostru Speranță pentru România. Este nevoie de ajutor în continuare, lună de lună. Toți cei care vă simțiți îndemnați să o ajutați printr-o donație, intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Acolo găsiți pe Cristina Lefter alături de multe alte cazuri de care ne ocupăm și puteți face o donație pentru ea. Vă mulțumim că ați fost alături de Cristina. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia și implicarea în viața ei și rugați-vă pentru ea ca Dumnezeu să facă o minune în viața Cristinei, pentru că am fost de mai multe ori aici la Cristina de-a lungul timpului și mi-a rămas în minte dorința aprinsă a tatălui, pe care el tot o repeta în fiecare material video, să o audă din nou pe Cristina că vorbește. Așa că, dragilor, să ne rugăm ca Dumnezeu să facă o minune, Cristina să vorbească din nou, tatăl să audă din nou vocea când Cristina spune din nou tată. Eu îmi doresc din toată inima lucrul acesta, ca tata trei copilași, să se întâmple această minune și în viața Cristinei. Doamne ajută și vă mulțumim mult! Mulțumim frumos!